Știți ce este frumos la planeta noastră dacă stăm să ne gândim mai bine? Ciclul de noapte-zi. Doar pentru că Pământul se rotește în jurul axei sale în felul în care o face, viețuitoarele de pe suprafața sa au toate acele clipe superbe de lumină din timpul zilei și toate clipele calme din timpul nopții. Este destul de grozav, să nu mai menționăm cât de frumoase sunt răsăriturile și apusurile soarelui. Însă astăzi ne frământă altă întrebare. Cât de lungă este o zi pe soare? Cred că această întrebare va pune în dificultate pe toată lumea. Ei bine, haideți să explorăm împreună această idee. Experimentăm timpul zilei pe Pământ atunci când partea planetei pe care ne aflăm este luminată de soare. El ne încălzește cu razele sale, însă într-un final se dovedesc a fi mortale atunci când sunt prea puternice. Poate că acum sunteți în ceață și vă dați seama că soarele nostru nu are propriul său soare, la fel cum are planeta noastră. El este centrul sistemului solar, ceea ce înseamnă că în timp ce totul se rotește literalmente în jurul lui, soarele se rotește în jurul întunericului spațial. Cum poate exista timpul zilei pe soare dacă nu are propriul său soare care să îl lumineze? Asta înseamnă că este întotdeauna noapte pe soare? Cum poate fi întotdeauna noapte dacă este o bilă uriașă de foc? Pe lângă toate acestea, lucrurile vor deveni și mai complicate în continuare. Putem spune când este zi pe Pământ pentru că planeta noastră orbitează în jurul Soarelui, dar continentele rămân în același loc. Nu se schimbă prea multe, corect? Ei bine, lucrurile nu stau tocmai așa. Este evident că totul se schimbă pe suprafața planetei noastre, însă se întâmplă treptat și foarte încet de-a lungul sutelor de milioane de ani. Totuși, această perioadă reprezintă doar o clipită în termeni solari și spațiali. Dar Soarele? Soarele nu este doar o simplă rocă în spațiu, el reprezintă de fapt o mulțime de plasmă gazoasă, ceea ce înseamnă că lucrurile de pe suprafața lui nu sunt la fel de stabile precum continentele de pe Pământ. Acea plasmă se rotește continuu de-a lungul Soarelui, se mișcă cu viteze diferite și se deplasează în diferite părți ale suprafeței sale. Deci, este destul de greu să spunem când este timpul zilei pe Soare, pentru că ziua poate fi pe oricare parte a stelei. Acum, haideți să trecem la partea științifică a acestei probleme. Haideți să uităm de lumina zilei și să ne gândim la o zi ca la o figură de stil care este reprezentată de o rotație completă a Soarelui în jurul propriei axe. Până la urmă, asta înseamnă și în realitate. O zi pe Pământ are 24 de ore, corect? Asta înseamnă că atât durează ca planeta noastră să se rotească în jurul axei sale. Însă ce putem spune despre Soare? Cât timp îi ia să se rotească în jurul propriei axe? Ei bine, este complicat, pentru că așa sunt toate lucrurile atunci când vorbim despre spațiu. Totul este relativ și complicat. Vă amintiți când am menționat plasma care se învârte pe suprafața Soarelui după bunul plac? Asta înseamnă că linia ecuatorului se rotește mult mai rapid decât polii Soarelui. Dacă ai putea sta în zona ecuatorului de pe Soare fără să mori, pentru tine și zona respectivă ar dura 24,5 zile să faceți o rotație completă. Poate credeți că acesta este răspunsul valid al întrebării de astăzi, însă vă înșelați, pentru că la polii Soarelui durează 34 de zile pământești pentru a face o rotație completă. Soarele este ca o ceapă, doar că este compus din plasmă. Asta înseamnă că straturile exterioare de plasmă se mișcă independent față de nucleu și de celelalte straturi interioare. Astfel, plasma de la ecuator se mișcă mai rapid și încetinește în zona polilor. De asemenea, nucleul și învelișurile interioare au o viteză diferită, se rotesc chiar mai încet decât zona polilor. Așadar, dacă reușești cumva să ajungi la nucleul Soarelui, trebuie să știi că o rotație completă în acea zonă durează 24,14 ani pământești. Așadar, acesta este răspunsul lung și scurt al întrebării cât durează o zi pe Soare. Depinde de o mulțime de factori, dar dacă cineva vă adresează această întrebare, acum le puteți spune adevărul, adică că este complicat și ciudat, la fel ca multe alte lucruri din spațiu. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!